primar, cum e cu intersecția asta nou făcută cu E85? Ajută sau cum o vedeți dumneavoastră? Din punctul meu de vedere, față de ce a fost, cu siguranță ajută și sper să nu se mai întâmple atâtea accidente. Mai practic ar fi fost dacă era un sens giratoriu, dar dacă nu este voie, după câte am înțeles că drumurile naționale nu acceptă așa ceva, cu siguranță este o vizibilitate mult mai mare și avem o altă posibilitate de a ne asigura și să avem o ieșire pe banda de accelerare sau cum se numește acea bandă, care putem după aceea să le dăm prioritatea la cei care veniți spre Suceava, iau partea de la marginea drumului care merg tot înainte, îi obligă să meargă pe acolo, ori noi avem posibilitatea să ieșim altfel. Adică cred eu, din punctul meu de vedere, că se va... Adică e un caz rezolvat și că chiar este... Zic eu că este bine. Eu știu că dumneavoastră țineți legătura și dialogați mult cu cetățenii de aici din comună și cu siguranță ați aflat opinii și de la ei, majoritatea sunt șoferi. Da, bine, opinia cetățenilor este dacă ar fi fost, cum v-am repetat, sens giratoriu. În schimb, dacă nu se poate, e bine și așa, deci ei sunt mulțumiți. Poate că e un pic greu până ne obișnim cu acele semne de circulație care sunt acele benzi, dar... cu siguranță este mult mai bine. Deci să spun că oamenii totuși sunt mulțumiți de acea realizare acolo la ieșirea la 85.